Salutare! Eu sunt Andrei Bala și bine v-am regăsit la un nou episod de IQ Battle pe stradă. Alături de mine, colegul meu Vlăduț. Ce faci, Vlad? Ce zac, sunt bine. Tu ce faci, Andrei? Ai venit să dai premii astăzi aici la universitate? Pregătit. Vreau să dăm premii. Suntem în centrul Bucureștiului și da, știți că în primele episoade v-am zis să ne lăsați în comentarii orașe în care vreți să venim. Și din nou vă îndemn să faceți asta pentru că vă promit că anul viitor o să venim și în orașele voastre, o să plecăm prin toată România și o să căutăm oameni isteți pe care să-i premiem. Haideți să vă zic lista de premii, să vedem ce premii avem astăzi pentru oameni isteți. La numărul 1 avem o brățară inteligentă în valoare de vreo 450 de lei. La numărul 2 avem o pereche de căști Red Magic TVS wireless Bluetooth, niște căști foarte mișto. La numărul 3 avem un încărcător wireless magnetic de la prietenii noștri de la iStyle. La numărul 4 un USB Type-C, la numărul 5 căști wireless de la iHunt, la numărul 6 un recipient de apă, la numărul 7 o pungă de fructe deshidratate, la numărul 8 o proteină cu vanilie și cocos, iar la numerele 9 și 10 avem câte o carte. Înainte să mergem să căutăm oameni isteți, știți tradiția, dați un mare like să începem cum trebuie și cel mai important, un share să ajungem la cât mai mulți oameni, pe YouTube, pe Facebook, pe WhatsApp, pe unde vreți voi. Let's go! Salut, cum te numești? Matei. Matei, câte zile are un an bisect? 366. Felicitări, avem un câștigător, bravo! Tragi un bilețel? Ești chiar primul concurent în această ediție, să vedem ce premii ai luat. Chiar vezi că-ți dă un, dă-l unul înapoi, care vrei tu? 8. 8! Yo, felicitări, ai câștigat o proteină cu vanilie și cocos. La fix. Super tare. Mersi mult. Salut. Cu drag, zi frumoasă. Salut, cum te numești? Gabi. Gabi, ce personalitate este ilustrată pe bacnota de 100 de lei? Nu-i șoptiți, nu-i șoptiți. Ce dracu. Să nu te iei ele, că încearcă să șoptească. Pierzi premiu. O să spun, nu mai știu, o să spun Mihai Eminescu. E singurul pe care mai țin minte. Da. Răspuns greșit, Ion Luca Caragiale. Aia e. Eu mi-am încercat norocul. Corect. Nu-i nimic, felicitări că ai încercat, mersi bravo. Mult, mersi mult. Zi frumoasă. La fel. Bună, cum te numești? Mara. Mara. Ce continente separă strâmtoarea Gibraltar? Băi, de capul meu! Aoleu! Gândește-te, unde e strâmtoarea Gibraltar? Poate te ajută dacă o poziționezi? M-a zis verificat geografia, dar care nu știu nimic! Ia-o după nume, Gibraltar, a ce zonă geografică îți sună? Ceva exotic, clar, unul la mână. Așa. O să zic America de Sud, așa, e ok, sper că da, și o să zic o prostie acum, sper că e Europa, nu? Europa și America de Sud? Răspuns final? Da. Ai fost aproape, Europa de Africa. Oh, ok. Nu-i nimic, mulțumim frumos! Cu mare drag, mulțumesc și eu! Zi frumoasă! Bună, cum te numești? Daria. Daria, câți hectolitri sunt în 50 de litri? Hectolitri. Stați așa. Deci eu sunt cu cubi, parcă. Deci ar trebui să fie cu 1000, din 1000 în 1000, cred. Mamă! Băi! Acum vezi cum te duci, în sus, în jos, 500, 5000, mai puțin, mai jos, mai sus. Stați că eu cred că am zis o prostie. Stați puțin. Deci litri. Îți amintești la școală, hectolitri, decalitri? Da, da, da. Nu e 50 de minu? 5000. Răspuns final? 5000, dar nu cred. Decide-te și dă un răspuns final. 5000. Răspuns greșit, 0,5 era răspunsul corect. A, că e, nu, deci, da. Nu-i nimic. O zi superbă s-a uit. Mulțumim la fel. Bună, cum te numești? Maria. Maria, ce înseamnă ignorant? Să dau definiția cuvântului ignorant. Da. Sau ce înseamnă ignorant? Poți să dai un sinonim pentru cuvântul ignorant. Unde să dau un sinonim sau definiție? Definiție, sinonim, ce vrei tu, poți să dai și definiție, poți să-mi zici și un sinonim. Ok, deci ignorant este un adjectiv pentru o persoană care
nu dă atâta importanță anumitor lucruri sau alte persoane din jurul lui. Răspuns greșit. De ce? Ignorant, multă lume face confuzia asta, ignorant înseamnă neștiutor, neînvățat, nepriceput. Nu are legătură cu faptul că ignor ceva. Ok, a fost... A fost o întrebare capcană. Mulțumim frumos. Ok, și eu la fel. Bună, cum te numești? Bună, Gabriela. Gabriela, în ce județ se află cel mai înalt vârf muntos din România? Știi care este acesta, cel mai înalt vârf? Moldoveană. Știi și cât are? Nu, nu știu cât. Dacă știai, îți dădeam un premiu, 2544. În ce județ e? Nu știu, Brașov? Nu-i Brașov. Haine, măi. Nu, chiar nu știu, îmi pare rău. Argeș era răspunsul corect. Bine. Nu-i nimic, mulțumim. Mulțumim frumos. Cu mare drag, mulțumesc și eu. Salut, cum te numești? Salut, Dan. Dan, care este capitala Indiei? Indiei? New Delhi. Felicitări, te-ai băiat, istezi, bravo. Altceva. A fost mai simplu decât te așteptai? Da, mă, am crezut că nu mai știu nimic. Hai să vedem, poate unul mare, unul norocos. Bam, bam, bam. Dați așa un pic. Unu. Unu. Numărul unu, cum ai venit? Mă, după ce chești, isteți și norocos. Felicitări, ai câștigat o brățară inteligentă în valoare de vreo 450 de lei. Merge, merge. Doamne ajută. Mulțumesc. Super tare. Salut, cum te numești? Alex. Alex, ce personalitate este ilustrată pe bacnota de 100 de lei? Ionuca Caragiale. Băia deștept, mă, băia deștept, bravo. Da! Ce bine. Puteți să faceți și voi gălăgie când câștigă. Ia să vedem aici. Ce avem? Numărul 10. 10! Asta îmi trebuie mie la mate să trec. Felicitări, ai câștigat o carte care să te ajute să antrenezi mintea. Mersi frumos. Cât costă? Cu mare drag. Nu e vorba cât costă, e o carte care, uite, e făcută special cu exerciții care să te ajute să antrenezi creierul. Bine. Hai că o să-ți prindă bine. Da. Mulțumim, zi frumoasă. Zi frumoasă, la fel, vă doresc. Da! Da! Salut, cum te numești? Salut, mă numesc Ștefan. Ce continente separă strâmtoarea Gibraltar? Europa și... Nu știu. Nu știu. Austria? E Australia? Răspuns greșit. Gibraltar separă Europa de Africa. Ah, ok. Nu-i nimic, mulțumim frumos! Cu plăcere, la revedere, de frumos! Salut! Salut, cum te numești? Cătălin. Cătălin, în ce județ se află cel mai înalt vârf muntos din România? Brașov? Brașov, ai zis că n-am înțeles. Da. Răspuns greșit! Argeș, știi care e cel mai înalt vârf muntos? Din toată lumea? Din România. Nu. Vârful Moldoveanu, cu 2544 de metri. Ok. Mulțumim frumos, zi frumoasă. Și eu, la fel. Bună, cum te numești? Bună, Melina. Melina, ce înseamnă ignorant? Să dau un sinonim. Poți să dai un sinonim sau poți să dai definiție? Nepăsător. Răspuns greșit. Te-ai păcălit. Să știi că multă lume pățește asta. Ignorant înseamnă neștiutor sau neînvățat. Sau, adică nu are treabă cu a ignora. Ok. Mulțumim frumos! Mulțumesc eu! Salut, cum te numești? Rareș. Rareș, câți hectolitri sunt în 50 de litri? Câți hectolitri sunt în 50 de litri? 500 de hectolitri? Răspuns greșit, 0,5. 0,5, nu le-am cu... Nu-i nimic, ai încercat, felicitări, mulțumim frumos! Mulțumesc! Salut, cum te numești? Angel. Angel, câte zile are un an bisect? 366. Felicitări, avem un băiat isteț. Vlad, hai cu premiile! Tragi un bilețel de acolo să vedem. Doamne, dă să fie căștile alea wireless. Chiar îmi doresc să iei căștile alea wireless. 5. Nu mai știu ce avem la numărul 5, ia să vedem. Și eu mă ard de curiozitate. Felicitări, ai câștigat o pereche de căști wireless de la iHunt. Cât de tare!
voi n-ați apucat să vedeți, dar când l-am văzut pe stradă avea o pereche de căști cu fir în ureche și am zis: vino cu acătă, sigur câștigi o pereche de căști wireless. Mersi mult. Mulțumesc. Cu mare drag. Cu mare drag. Zi frumoasă. Zi bună, zi bună. Mulțumesc. Salut. Facem un battle între voi două, care dă mai multe răspunsuri, eu îi dau un premiu garantat. Bine. Ce personalitate este ilustrată pe bacnota de 100 de lei? Caragiale. Cred, Caragiale. Răspuns final? Da. Un punct pentru, cum te cheamă? Irina. Pe tine cum te cheamă? Bianca. Am uitat să vă întreb, mă scuzați. Așa, avem un punct pentru Irina, da? Ok. Ce continente separă strâmtoarea Gibraltar? Europa și Africa. Europa și Asia. Irina, ai zis? Da. Două puncte pentru Irina, felicitări. Câți hectolitri sunt în 50 de litri? Științele naturii nu le ai cu astea. Vezi, se vede filologia. La română și istorie n-aveți. Avem și din română și istorie. Super. Și 50 de litri, ai spus? Da. 5.000? 50? Răspuns greșit, 0 puncte. 0,5. Ce înseamnă ignorant? Ignorant. Cumva indiferent. Adică tratează așa superficial lucrurile. Da. Aceeași variantă? Uh-huh. Răspuns greșit. Ignorant. Ignorant. Ignorant, nu tu? Ok. Nu ești o persoană ignorantă, nu e o persoană care tratează lucruri cu superficialitate? Nu, toată lumea face această confuzie. Ignorant înseamnă neînvățat, neștiutor. Toată lumea crede că ignorant este atunci când ignor sau tratezi. Exact. Bun. În ce județ se află cel mai înalt vârf muntos din România? Deci știi că e vârful moldovean. Vârful moldovean, da. Știi și cât are? 2544, bravo. Așa, și în ce județ este? Păi zice Brașov, da. Brașov? Hai că poate-i furi un punct. Se dau cu vârf? E tot cu B? Atunci nu e bun. Argeș era răspunsul corect. Care este capitala Indiei? Mumbai? Nu. Ale, nu știu capitala Europa. După nu le-am mai văzut. 0 puncte. New Delhi. Mumbai e într-adevăr în... India, da. Cât durează ca lumina soarelui să ajungă de la soare pe pământ? Lumina soarelui se ajunge de la soare pe pământ? Da. Cât face lumina de la soare până pe pământ? Păi, foarte puțin. Viteza luminii? Da, dar cât face? Că totuși soarele e la foarte multe, la o distanță foarte mare de noi. Păi, întreb ca durată. Da, ca timp. Cât durează ca timp să ajungă lumina de la soare pe pământ? Era la lumină? Bă, e puțin. Stai un pic, că e... Eu nu știu. Știți viteza cu care e viteza luminii? 300.000 de kilometri pe secundă? Știți distanța de la pământ până la soare? Da. Dacă știați astea două, puteați să faceți un calcul simplu și... Da. Bă, sunt... Hai că vă dau eu răspunsul. 8 minute și 20 de secunde. Care sunt cele două luni consecutive care au 31 de zile? Stai. Septembrie-octombrie? Stai. Mai dată, septembrie-octombrie? Da, stai, nu. Hai mă, fetelor, mă, cu degetele acolo calculând. August, septembrie? Iulie-august. Da, era asta cu august. Și hai să vă mai pun o întrebare, să vedem. Care este numele real al, al cântărețului Smiley? Andrei. Numele complet. Oh, Andrei știam. Tiberiu Maria Andrei.
Mai Andrei. Mai Andrei. Cunosc cât acum, nu? Da. În regulă, mulțumim frumos fetelor pentru că ați fost așa curajoase și simpatice. Stați să vedem ce premiu dăm. Ia vezi la ce avem un ghiozdanul cu premii. O pungă de prune fără sâmburi confiată. Mulțumesc! Cu mare drag! Zi ușoară, mulțumesc! Asemenea, zi frumoasă! Cam asta ar fi pentru acest episod, foarte mișto fetele de la final, am făcut așa un battle între ele. Dacă erau mai istețe, dacă îmi dădeau mai multe răspunsuri corecte, băgam mâna mai adânc în ghiozdan și scoteam unul din premiile mai mari, dar n-au fost chiar cele mai bune răspunsuri pe care le-am primit și am dat așa un premiu pe măsură, nu? E bine, eu zic că e corect. Am procedat corect, da. Dacă dădea 7 din 10 răspunsuri corecte, serios că le dădeam căștile alea wireless sau încărcătorul ăla magnetic de la prietenii noștri de la iStyle. Băga mâna mai adânc în ghiozdan pe scurt. Dați un mare like și un share să vadă și prietenii voștri, că asta ne ajută să ajungem la cât mai mulți oameni. Și știți deja, lăsați întrebările voastre pentru următoarele ediții. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod. Pa, pa!